Am găsit, ne-a primit Ana Maria Prodan în biroul ei. Bună, mulțumim foarte mult. Să știi că arăți superb. Spune-ne cum ești în perioada aceasta. Sunt foarte bine. Sunt așa de birou. Mă trezesc. Nu vezi, la birou foarte multe lucruri am de repus pe picioare. Și nici nu m-am pregătit pentru interviul vostru, ca să spun drept. Uite-mă așa, din pătuți la birou. Multe realizări în ultima perioadă, cartea ta, și te rog să ne și spui despre ea. Da, mi-am propus ca acest an să fie așa o întoarcere a Anei, a Ana Mariei, la fel de puternică cum a fost ea întotdeauna, poate chiar mai puternică în momentele astea, dar este cartea pe care eu am scris-o, dar sunt cea mai bună. Pentru că eu sunt cea mai bună. Regresi ceva acum din ce ai scris în ea? No. Poate care n-ai fi vrut să... Nu, no. Cel mai important capitol este dedicat încă soțului meu, Laurențiu Reghecam, și dacă aș mai scrie această carte de încă 1000 de ori, tot lui aș dedica cel mai important capitol, pentru că el va rămâne întotdeauna sufletul nostru, sufletul familiei, și va avea un loc aparte în inima noastră, în inima mea și a copiilor noștri. El a citit capitolul respectiv? Nu știu dacă l-a citit sau nu, eu i-aș recomanda să citească, pentru că merită. Este un omagiu adus lui ca familist, ca tată, ca om, în adevăratul sens al cuvântului, așa cum l-am cunoscut eu și copiii mei până acum ceva timp, și un omagiu adus profesionistului Laurențiu Reghecam. Se vorbește atât de frumos despre, rar în cuplurile care se despart să vorbească cineva atât de frumos despre celălalt. Aici este vorba de educație și eu și cu primul meu soț am rămas în relații extraordinare. Este cel mai bun prieten al meu sau unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Eu mulțumesc tuturor oamenilor care vin în viața mea, și dacă pleacă, pleacă pentru că așa vrea Dumnezeu și numai El știe ce este bine pentru noi în general. Relații mai ești acum cu Reghe? Ne auzim, vorbim. Este alegerea lui dacă vrea să rămână în relații bune cu familia, cu fosta lui familie. Noi ne-am dorit foarte mult acest lucru. Deocamdată, de foarte multe luni, nu ne-am mai văzut, nu prea comunicăm decât așa prin mesaje. Nu știu ce să spun. Înțeleg că noua iubită are niște probleme cu noi, nu îl lasă. Dar probabil o să-și dea seama că noi l-am iubit foarte tare și că îl prețuim în continuare și că așa este frumos să rămâi alături de familia ta, orice s-ar întâmpla în viața asta, pentru că ne leagă un copil și cred eu că are nevoie de tatălui toată viața. Dar ce crezi că l-a determinat să facă totuși alegerea aceasta? Nu, nu aș vrea să vorbesc despre acest subiect. Astea sunt greșelile lui Laurențiu Reghecam, majore din viața lui, pe care dumneavoastră trebuie să le discutați cu el, nu cu mine. Noi l-am iertat, lucru care este cel mai important pe pământul ăsta, să înveți să ierți. Și dacă înveți să ierți, Dumnezeu o să-ți dea de miliarde de ori mai mult. Tu ai o relație specială cu copiii. Care e secretul pentru a avea această relație puternică, părinte, copil? I-ai ascultat mereu? Le-ai fost cea mai bună prietenă? Întotdeauna. Deci copiii mei, de când s-au născut, mic, mare, n-a contat vârsta, ei au participat la toate deciziile și discuțiile familiei. Poate multă lume care mă oprește mă întreabă, dar în acest divorț răsunător, nu știu de ce ar fi răsunător, că este unul ca oricare altul, de ce copiii au fost implicați? Copiii au fost implicați pentru că așa am crescut eu în familia mea, am participat de când am deschis ochii la orice discuție și orice s-a discutat în familia mea, dar orice. Este poate ciudat pentru unii, dar eu am considerat că numai noi, familia, suntem așa un cerc închis, unde fiecare are o idee. Și drept dovadă și deciziile despre divorț și deciziile despre foarte multe lucruri pe care le-am făcut în ultima perioadă, le-am luat cu copiii mei. Cumva spui că te-au ajutat să iei decizia, adică ți-au spus ce să faci să fie mai bine între voi? Noi am încercat foarte tare. Și dumneavoastră ați văzut că mult timp am vorbit la superlativ și chiar și în fața probelor găseam foarte multe explicații, tocmai din respect pentru soțul meu și din respect pentru familia și copiii mei. Dar, repet, fiecare își doarme așa cum își așterne. Nu știm și probabil nu o să aflăm niciodată motivele pentru care
a făcut aceste greșeli uluitoare. Sper să-i fie foarte bine, îmi doresc și ne rugăm pentru el să-i fie foarte bine. L-ai mai ierta? Eu l-am iertat de foarte mult timp. V-ați mai împăca dacă s-ar... Astea sunt niște lucruri pe care la fel. Never say never, dar dacă mă întrebi acum la ce se întâmplă și la toată mocirla asta în care eu nu am fost obișnuită să fiu, pentru că de când am deschis ochii pe lumea asta, provenind dintr-o familie de învingători și oameni foarte serioși, am fost obișnuită să fiu lăudată și să apar în presă numai și numai cu realizări, niciodată în mocirlă. Și în momentul ăsta suntem trași cumva fără voia noastră în ceva oribil. De asta încercăm să ieșim și să respirăm aer curat și să uităm că se întâmplă așa ceva. Tu ești fericit acum? Da. Eu sunt un om fericit pentru că sunt sigură că orice se întâmplă în viața mea și orice s-a întâmplat în viața mea se întâmplă cu un anume motiv. Și cred că dacă se liberează un loc de lângă mine, pe locul ăla se va așeza cineva care într-adevăr merită să stea acolo. Pentru că eu toată viața am tins foarte sus și poate am deranjat de multe ori și chiar pe copiii mei și pe soțul meu. Poate l-am deranjat cu aceste cerințe împinse la extrem. Trebuie să fim cei mai buni, trebuie să luptăm să fim cei mai buni, trebuie să fim un exemplu de familie și fiecare dintre noi să fie un exemplu în viață. Când copiii și nepoții mei vor băga acolo numele meu, Ana Maria Prodan, pe Google, acolo trebuie să iasă numai lucruri frumoase. Legat de bani și de avere, că a fost o întreagă încurcătură, da. Până la urmă, cu ce rămâi tu, cu ce rămâne Reghe? Spuneai la un moment dat că tot e al mamei tale până la un punct. Averea pe care eu am este mare, este moștenire de la mama mea. Laurențiu și-a luat, fără acordul nostru, părțile lui. În momentul ăsta noi rămânem cu tot, iar el rămâne cu ce a luat.